Aș vrea să încep cu o întrebare la care aștept și un răspuns. Ați venit azi la biserică pentru că ați fost trimiși sau pentru că ați ales să veniți? Răspunsul este da. Răspunsul corect este da. Suntem în seria În echilibru, în care ne uităm la teme contrastante, contradictorii, și încercăm să găsim armonia, armonizarea lor. Cel mai radical lucru pe care îl poți face astăzi, spuneam în duminicile trecute, este să fii un moderat. Este cel mai radical lucru pe care îl poți face, este să fii un moderat. Pentru că riști să fii lovit de circulația din ambele sensuri. Să fii lovit din direcția ambilor poli extremi. Un grup de teologi dezbătea problema predestinării și a liberului arbitru. În urma disensiunilor grave, grupul s-a împărțit în două tabere opuse. Unul dintre teologi era un pic nehotărât, așa că a rămas deoparte pentru câteva momente să se reculeagă, să se gândească, și într-un final decide să meargă în tabăra celor care cred în predestinare. Ajunge în mijlocul lor și aceștia se uită la el și îl întreabă: cine te-a trimis aici? Nimeni, a răspuns el. Am venit pentru că așa am ales, așa am vrut. A, din voință liberă, deci. Atunci nu poți să fii cu noi. Tu ții de ceilalți, pleacă de la noi. Așa că teologul se duce la celălalt grup, cei care susțin liberul arbitru. Intră în mijlocul lor și aceștia se uită la el și îl întreabă: de ce te-ai hotărât să ne te alături? Cum de te-ai hotărât să ne te alături? Omul a răspuns: păi, nu m-am hotărât eu, am fost trimis aici. Trimis aici? Nu poți să fii cu noi decât dacă ai ales liber. Ești de-a lor, pleacă de la noi. Iată, ne ajungi la un subiect dificil și cu lungă istorie. Un subiect care polarizează periculos de tare. Unii oameni sunt atât de fixați în cei doi poli, încât nici nu mai pot duce o conversație rezonabilă. Cu câțiva ani în urmă eram la Constanța, urma să merg să vorbesc într-o biserică din Năvodare. Am primit telefon că cineva, un băiat tânăr, mă ia cu mașina, am coborât în stradă, a venit mașina, ne salutăm, ne prezentăm, intru în mașină, închid ușa, semnalizează, intră pe bandă. Și prima întrebare: rei, ești calvinist sau arminianist? Și am zis: nici una, nici alta. Cum? Și de acolo o discuție întreagă. Era absolut nedumerit cum pot să nu fiu nici una, nici alta. Cum pot să mă dezic și de una și de alta? Exista o singură cale în mintea lui, și nici una alta. E bine, subiectul acesta, tema aceasta, polarizează. Disputa din lumea teologică și implicit din biserică, și zic biserica cu B mare, este percepută și inutilă, a zice, este perpetuă și inutilă, a zice, între ideea predestinării și cea a liberului arbitru, între calvinism și arminianism. Și am zis inutilă, pentru că, din nou, credem că nu polarizarea este soluția, ci armonizarea. Așa că în cele ce urmează o să descriem puțin problema pentru ca să încheiem cu o aplicație cât se poate de practică. Ce e de făcut până la urmă în toată această luptă la care suntem martori? Tensiunea. Trebuie să recunoaștem că Biblia creează tensiune folosind exprimări contradictorii privind predestinarea, alegerea, precunoștința. Oamenii au încercat să găsească tot felul de termeni care să explice cumva cât mai bine adevărata teză. Așa că în Scriptura întâlnim texte de felul acesta. Efeseni 1, 5 și 6. El le-a hotărât mai dinainte
pentru înfiere prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda gloriei Harului Său, pe care ne l-a dat de bună voie în prea iubitul Lui. Adică Dumnezeu ne-a predestinat la mântuire, nu pe baza a ceva ce noi facem, a alegerii noastre, ci pur și simplu pentru că a vrut El. Puțin mai jos în versetul 11. În El, în Iisus, am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte, după planul celui ce înfăptește toate lucrurile după sfatul voiei sale. Adică voia suverană a lui Dumnezeu stabilește cine este mântuit. Sau în Romani 8, 29 și 30. Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, El, Dumnezeu, i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, astfel încât acesta, Fiul Său, să fie întâiul născut dintre mai mulți frați, și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat i-a și îndreptățit, iar pe aceea pe care i-a îndreptățit i-a și glorificat. Adică predestinarea este bazată pe precunoștința lui Dumnezeu. El știe ce urmează să se întâmple înainte de a se întâmpla. Și lista poate continua. O să vedeți imediat câte versete, câte texte din Scriptură susțin poziția aceasta. Dar în același timp, în aceeași Scriptură, uneori în aceeași carte, uneori în același verset, întâlnim polul opus. Întâlnim faptul că, sau adevărul, că omul este răspunzător pentru alegerile lui. Ioan 3 cu 16 îl cunoaștem cu toții, pe de rost. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ce să aibă viața veșnică. Deci dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să se pocăiască și să fie mântuiți. Fapte 17 cu 3, întâlnim versetele acestea. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Tuturor oamenilor poruncește să se pocăiască. 1 Timotei 2 cu 4, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Titul 2 cu 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat pentru toți oamenii. Și iată cum exprimările din învățătura apostolilor creează un contrast, o contradicție. Doar ca exemplu, uitați-vă câte versete, câte pasaje din Scriptură susțin prima, predestinarea sau liberul arbitru. Și lista nu este completă. Și atunci, în fața unei astfel de tensiuni existente în Scriptură, în fața unei astfel de tensiuni, ce facem? Datorită acestei tensiuni s-a născut o dezbatere. Și dezbaterea este între cei doi poli. Polul numărul 1 spune: Dumnezeu i-a hotărât mai dinainte pe cei ce vor fi mântuiți. Omul nu are niciun cuvânt de zis. Fapte 13 cu 48, de exemplu, și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Păi cum poți să combați un cuvânt atât de clar? Cei de la polul celălalt au câteva obiecții la o astfel de afirmație. Și spun, de exemplu, predestinarea, dacă ar fi adevărat așa cum este formulată, îi tratează pe oameni ca pe niște marionete. Adică nu le justifică statutul de ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă omul nu poate alege, cum mai poți să-l tragi la răspundere? Așa că predestinarea îi tratează pe oameni ca pe niște marionete, este o obiecție. O altă obiecție este: predestinarea afectează dreptatea lui Dumnezeu. Cum poate fi Dumnezeu drept dacă îi alege pentru mântuire pe unii, iar pe alții lasă pentru chinurile iadului? Ce dreptate mai este în Dumnezeu? Și obiecțiile sunt rezonabile. Așa că s-a născut celălalt pol, care spune: omul își hotărăște soarta și își decide destinul prin voința lui liberă. Și aduc argumentele din cele multe, de exemplu, fapte 3 cu 19. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Deci pocăiți-vă și întoarceți-vă, aveți responsabilitatea asta, dacă vreți să vi se șteargă păcatele. Omul își decide destinul prin voința liberă. Polul predestinării are obiecții, bineînțeles.
și spun, de exemplu, o obiecție, liberul arbitru subminează suveranitatea lui Dumnezeu, o știrbește. Păi în ce fel? Păi, dacă omul alege să asculte sau să nu asculte de Dumnezeu, ce suveran mai e acela? Când omul îi poate întoarce spatele și poate face împotriva voiei lui, ce suveran mai este acela care nu are un cuvânt de spus și ultimul cuvânt de spus și se face cum zice el? Liberul arbitru subminează suveranitatea lui Dumnezeu. O altă obiecție este, omul nu are voința liberă sau absolut liberă. Și argumentul lor în obiecție continuă. În depravarea morală în care se află omul, nu îl poate alege singur pe Dumnezeu. Și imediat vin cu versete. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Roman 3,11. Vin cu alte argumente. Biblia ne învață că fără Hristos suntem morți în greșelile și păcatele noastre. Efeseni 2,1. Iar ca ființe moarte spiritual, domeniul luării deciziilor este afectat. Și vin și cu ilustrații cei care aduc obiecțiile. Un prizonier are libertatea de a umbla pe unde își dorește în celula lui. Zidurile celulei îl constrâng și limitează libertatea. Așa se lucrează și cu omul. Din cauza căderii, omul este prizonierul păcatelor. Deci el nu are o voință liberă. El nu poate decide. Ioan 6, 44, Iisus spune acolo că nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Deci, polul al doilea nu stă în picioare, susțin cei din polul întâi. Din moment ce decizia te întoarce la Dumnezeu este imposibilă fără o intervenție divină, înseamnă că voința noastră nu este total liberă. Și iată cum ambele poluri au argumente biblice, au argumente rezonabile și noi trebuie să facem ceva cu acestea. Da, omul are voință liberă în sensul că este capabil să facă alegeri morale, dar trebuie să înțelegem că procesul de decizie este afectat de numeroși factori. Natura noastră păcătoasă, educația, intelectul, biologia și psihologia personală. Ne aflăm într-o dilemă, într-o tensiune destul de clară. Dezbaterea nu duce nicăieri. Ambii au argumente. Așa că, având ambii argumente și ținându-se de ele, s-a creat o polarizare. Haideți să vedem pe scurt cei doi poli prezentați ca o privire generală. Calvinismul se sumarizează prin acronimul TULIP, care înseamnă lalea, dar nu asta este relevant. Fiecare literă este una, începutul uneia din cele cinci teze ale calvinismului. Și pe scurt, calvinismul, polul acesta al calvinismului, spune următoarele lucruri. Crede în următoarele lucruri. 1. Total depravity, depravare totală. Căderea în păcat a lui Adam a condus întreaga omenire la moarte spirituală, în nelegire și în păcat. Și au o grămadă de texte din Scriptură ca să susțină depravarea totală. U vine de la unconditional election sau alegere necondiționată. Ce înseamnă asta? Înseamnă următorul lucru în argumentarea lor. Pentru că omul este mort în păcatele lui, omul nu este în stare să inițieze relația cu Dumnezeu, să-i răspundă. De aceea, Dumnezeu în eternitatea trecută, de dinainte, a ales anumiți oameni care să fie mântuiți. Așa că alegerea și predestinarea sunt necondiționate. Nu se bazează pe răspunsul omului, care oricum nu e în stare să răspundă și nici nu vrea. După buna plăcere a voii sale, Dumnezeu a ales. El vine de la limited atonement, care înseamnă ispășire limitată. Explicația este următoarea. Pentru că Dumnezeu a determinat cine va fi mântuit ca urmare a alegerii sale necondiționate, El a determinat că Hristos trebuie să moară doar pentru cei aleși. Toți cei aleși și pentru care a murit Hristos vor fi mântuiți. Ispășire limitată. Și vin cu texte din Scriptură în susținerea acestei teze. I vine de la irresistible grace, har irezistibil, adică cei aleși de Dumnezeu sunt atrași la El prin harul irezistibil. Dumnezeu îi face pe oameni doritori să vină la El și când Dumnezeu cheamă, omul răspunde, nu are de ales. Harul este irezistibil. Și vin cu argumente din Scriptură care să susțină poziția aceasta. Iar pe a cincea teză are de a face cu perseverance of the saints, perseverența sfinților.
cei aleși cu precizie de către Dumnezeu și atrași la El prin Duhul Sfânt, vor persevera în credință. Nu-și vor pierde credința pe drum. Sunt asigurați etern. Toate aceste cinci teze au o bază biblică. Dar deși au o bază biblică, sunt unii care le resping. Culmea, și în interiorul lor sunt calviniști care resping unele din aceste cinci teze. Există, de exemplu, gruparea calviniștilor celor patru teze. Aceștia resping ispășirea limitată, argumentând că ispășirea nu este limitată, ispășirea făcută de Iisus, nu este limitată doar la cei aleși, ci Iisus a ispășit pentru toată omenirea. Și vin cu textele potrivite din Scriptură care susțin asta. Mă, bineînțeles, în polul acesta, calviniștii celor cinci teze se contrazic cu calviniștii celor patru teze, argumentând că, păi stai puțin, dacă ispășirea este pentru toți oamenii, atunci înseamnă că unii oameni pot respinge jertfa lui Hristos. Păi dacă ei pot respinge jertfa, asta înseamnă că contrazice depravarea totală a omului, care spune că omul nu vrea și nu poate să răspundă lui Dumnezeu. În plus, dacă ispășirea lui Iisus este nelimitată, asta ar însemna că iadul este plin de oameni pentru care Hristos a murit. Pentru că jertfa lui Hristos devine nesemnificativă, superfluă, ceea ce este de neconceput pentru calviniștii celor cinci teze. Și observați cum, dacă aș continua, am intrat într-o confuzie totală. Pentru că te polarizezi foarte puternic, bazat pe câteva texte, și apoi vii cu tot felul de argumente și cu argumentări plecând de la premisele tale. Așa că ne vom opri aici. Am vrut doar să subliniez că există un nucleu al calvinismului, dat prin acronimul TULIP, și chiar în mijlocul lui, în cadrul lui, sunt păreri contradictorii. La polul celălalt, arminianismul, pe scurt, vine de la numele lui Arminius, Jacobus Arminius, un teolog olandez. Arminianismul este un sistem de convingeri care încearcă să explice relația dintre suveranitatea lui Dumnezeu și voința liberă a omului. În timp ce calvinismul sublinează suveranitatea, arminianismul sublinează responsabilitatea omului. Dacă ar fi să structurăm sistemul arminianist în tot în cinci puncte, asemenea sau similar calvinismului, acestea ar fi următoarele. 1. Depravare parțială. Adică o umanitate este depravată, este căzută în păcat, dar totuși are capacitatea de a-L căuta pe Dumnezeu și de a accepta mântuirea oferită de El prin harul anterior, în așteptarea așezată de Dumnezeu în om. Datorită acestui har, voința liberă a omului are puterea de a ceda influenței Duhului Sfânt. Deci depravarea există, dar este parțială, nu este totală. A doua teză arminianistă este alegerea condiționată. Adică Dumnezeu îi alege pe cei care îl vor alege. Niciun om nu este predeterminat pentru rai sau iad. Alegere condiționată. Și ai textul din Scriptură pentru asta. 3. Ispășire nelimitată. Iisus a murit pentru fiecare, pentru toată umanitatea, pentru toți, chiar și pentru cei ce nu vor alege să creadă. Și vii cu textele aferente din Scriptură. Teza a patra. Harul rezistibil. Chemarea lui Dumnezeu la mântuire poate fi respinsă. Omul se poate împotrivi invitației mântuirii. Și vii cu textele aferente. Și a cincea teza arminianismului este mântuirea condiționată. Adică creștinul își poate pierde mântuirea dacă respinge influența Duhului Sfânt în viața lor. Și vii cu textele cu Duhul Sfânt care se întristează și pleacă și aduci textele aferente. Creștinul trebuie să-și întrețină mântuirea primită. Acum, și în cadrul polului acesta există păreri diferite. Unii arminieni resping depravarea parțială și au o poziție mai aproape de calvinistă, de depravarea totală. Alți arminieni resping mântuirea condiționată și preiau eternal security. Așa că o pleiadă de poziții în lumea teologică, arminianism, arminianism reformat, calvinism moderat, hipercalvinism și putem continua. Ambele sisteme eșuează în explicarea relației dintre suveranitatea lui Dumnezeu și voința liberă a omului. O minte finită nu are capacitatea de a discerne un concept pe care doar Dumnezeu îl poate înțelege pe deplin. Așa că, după polarizare, haideți să vedem unde este armonizarea într-un final. Armonizarea. Unii încearcă să armonizeze făcând următoarea afirmație.
Dumnezeu, în preștiința Lui, El vede istoria, îți vede viața de la început până la sfârșit, înainte de a exista viața ta. El, în preștiința Lui, vede că tu îl vei alege undeva aici, pe linia timpului, și văzând că tu îl alegi, că îl vei alege, Dumnezeu te alege înainte de a exista tu. Este o reconciliere aparentă, pentru că în cazul acesta, suveranitatea lui Dumnezeu rămâne știrbită. Adică Dumnezeu te alege dacă vede că tu îl alegi. Deci Dumnezeu tot nu este suveran. Tot alegerea ta de cândva în viitor îl determină pe El să te alege, să te leagă cândva în trecut. Și atunci dispare după buna plăcere a voii sale. Unde e aia? Dacă El așteaptă să vadă dacă tu alegi, îl alegi ca El să te poată alege. Reconcilierea de genul ăsta nu ajută. Și atunci, în fața unei astfel de tensiuni, de polarizări, trebuie să facem ceva cu ea. Așa că răspunsul este antinomia, acceptarea acestei antinomii. În această situație ne confruntăm cu o antinomie. Ce este antinomia? Aceasta este definiția antinomiei. Contradicție aparent insolvabilă între două teze care se exclud reciproc, dar care totuși pot fi demonstrate, fiecare în parte, la fel de convingător. Adică avem o antinomie atunci când o pereche de principii ireconciliabile coexistă. Amândouă sunt acolo. Totuși, ambele sunt incontestabile, ambele sunt adevărate. Există motive temenice pentru a le crede pe fiecare. Și atunci, în astfel de situații, cele două poziții aparent incompatibile trebuie acceptate împreună și tratate ambele ca fiind adevărate. Ele nu trebuie privite ca concurente, ca fiind concurente, ci fiind complementare. Și de aceea, armonizarea are de-a face cu acceptarea acestei antinomii. Și o numim antinomie, nu paradox. Nu cred că cuvântul paradox este cel mai potrivit. Nu este greșeală dacă îl folosim, dar nu cred că este cel mai potrivit. Antinomie este cuvântul cel mai potrivit, expresia potrivită. Un paradox este o figură de stil, un joc de cuvinte. De exemplu, uitați-vă un exemplu de paradox. Pavel în 2 Corinteni 6:10. Ca niște întristați, întotdeauna suntem veseli. Ca niște săraci, totuși îmbogățim pe mulți. Neavând nimic și totuși stăpânim toate lucrurile. Când sunt slab, atunci sunt tare. Ăsta este un paradox, este o figură de stil. În cazul paradoxului, contradicția este doar verbală. Cu puțin efort, pot să o elimin printr-o exprimare diferită. Ca de exemplu, în lume, dar nu din lume. Ăsta este un paradox. Dacă schimb cuvântul lume cu înțelesurile ei diferite, înțelesurile diferite ale cuvântului, ai rezolvat paradoxul. Așa că preferăm cuvântul antinomie. Și pe lângă antinomia doctrinei alegerii, cea pe care o discutăm astăzi, mai întâlnim și alte antinomii în Scriptură. Și cu ele ne-am învățat să le acceptăm, să le îmbrățișăm. De exemplu, antinomia din doctrina Trinității. Trei persoane diferite, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și totuși una singură. Și avem versete care ne spun că toți trei sunt una și avem bază biblică care ne spune că fiecare o persoană distinctă de cealaltă și totuși una. Este o antinomie. Sunt teze diferite, contradictorii. Și totuși le acceptăm ca fiind, le luăm împreună, le îmbrățișăm pe ambele. Este o antinomie. Sau natura divină a lui Iisus, întruparea lui Iisus. Iisus are natură divină și natură omenească, 100%. Este o antinomie. Le acceptăm pe amândouă. La fel trebuie să stea lucrurile și în cazul temei noastre de astăzi. Trebuie să pricepem că mintea omului are limitele ei. Unele lucruri nu potrivesc nicicum gândirii noastre. Ceea ce mi se pare mie interesant și ne ajută în acceptarea, îmbrățișarea celor două poziții, ce mi se pare interesant este faptul că Dumnezeu a lăsat în lumea fizică o ilustrare a antinomiei. De ce? Tocmai pentru a nu respinge adevărurile care ne depășesc capacitățile intelectuale. Adică în lumea fizică, știința ne arată tot felul de antinomii, care sunt contradictorii și totuși le acceptăm. De ce? Pentru că științific le putem dovedi. Și atunci, dacă până și în lumea fizică, când poți dovedi științific, poți să accepți antinomia, cu atât mai mult în lumea abstractă ar trebui să învățăm să o îmbrățișăm.
chiar dacă nu poți înțelege logic unele legi științifice contradictorii, chiar dacă par irreconciliabile, ambele pot fi adevărate. Și exemplul cel mai la îndemâna noastră tuturor este cazul luminii. Și am mai folosit exemplul acesta. Știința a dovedit că lumina are două naturi care aparent se exclud reciproc. Lumina se comportă atât ca o sumă de particule, fotoni, cât și ca o undă. Există formule matematice, fizice, care demonstrează ambele aspectele luminii, particulă sau undă, aspecte contradictorii. Și totuși, ambele sunt adevărate. E bine, la fel ar trebui să stea lucrurile în doctrina alegerii. Sau aș mai zice ceva. Nu vi se pare curios că Iisus se numește pe sine Lumina Lumii? Să fie doar o coincidență? Sau plecând de la natura duală a luminii, când nimeni nu știa că lumina are o natură duală, Iisus se numește Lumina Lumii? Pentru că și el are o natură duală. Divin, Dumnezeu și om. E bine, armonizarea ar trebui să fie exprimată în felul următor. Dacă plecăm de la premiza autorității divine a Scripturii, atunci trebuie să acceptăm și să aplicăm atât suveranitatea lui Dumnezeu, cât și responsabilitatea omului în mântuire. Sau am putea detalia în felul următor. Dumnezeu, în calitate de împărat, ordonează și controlează toate lucrurile, inclusiv acțiunile umane, potrivit scopului său, după buna plăcere a voii sale. Dumnezeu, în calitate de judecător, îl socotește pe fiecare om responsabil pentru alegerile pe care le face și pentru acțiunile pe care le întreprinde. Cine nu crede, a și fost judecat pentru că nu a crezut, zice Iisus în Ioan 3:18. Așa că, învățătura despre suveranitatea lui Dumnezeu și cea despre responsabilitatea umană stau alături, uneori chiar în același verset. Surprinzător, Luca 22:22, Iisus spune următoarele cuvinte. Negreșit, Fiul omului se duce la moarte după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este trădat, vândut el. În aceeași exprimare găsim ambele. Fiul omului Iisus se duce la moarte după cum este predestinat, stabilit, dar vai de omul prin care ajunge să fie trădat. Omul ăla este responsabil de ceea ce a făcut. Așa că armonizarea are de-a face cu acceptarea acestei antinomii, pe care am putea să o numim un pic mai modern, începe să se întrezărească termenul acesta tot mai des în discuțiile teologice, calminianism. Adică termenul este o combinație, evident, de doi termeni. Calvinism și arminianism. Calminianism. În cele din urmă, totul se reduce la faptul că atât calvinismul, cât și arminianismul sunt încercări omenești de a explica inexplicabilul. Și nu-i de mirare. Aici este toată lupta noastră, sau aici ar trebui să înceteze lupta noastră. Dacă Scriptura, plecăm de la premiza că Scriptura este inspirată divin și găsim în Scriptură atât poziția aceasta, cât și poziția cealaltă, în loc să ne batem între noi, ar trebui să le îmbinăm pe cele două, să le primim pe cele două și să acceptăm limitarea minții noastre, pe care Pavel în Roman 11:33-34 o exprimă atât de copleșitor. Îl spune: o, adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile tale, cât de neînțelese sunt căile lui. Căci cine a cunoscut gândul omului sau cine a fost sfătuitorul lui? În alte cuvinte, nu te poți băga în lumea aia. Gândurile lui sunt departe de ale noastre. Judecata lui e diferită. Când nu percepem ceva, nu el e de vină. Când nu percepem ceva, nu trebuie să ne scoatem ochii. Este obligatoriu să ne acceptăm limitarea, inabilitatea de a cuprinde complet în mintea noastră natura lui Dumnezeu și relația noastră cu El. Oricare din cele două poziții duse prea departe pot distorsiona înțelegerea mântuirii. Până la urmă, un Dumnezeu pe care l-am putea înțelege pe deplin și a cărui revelație de sine nu ne-ar confrunta cu niciun mister
ar fi un Dumnezeu foarte mic. Noi am fi Dumnezeu și El ar fi supusul nostru. Dacă noi am ști totul despre El. Ar fi un Dumnezeu foarte mic. Ar fi un Dumnezeu făcut după chipul și asemănarea noastră. Noi stabilim cum este și cum nu este. De bine, misterul, dacă El este Dumnezeu, ființa infinită, trebuie să ne acceptăm limitarea. Căci gândurile mele, spune Dumnezeu, în Isaia, nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre sunt căile mele. Biblia afirmă ambele adevăruri în termeni cât se poate de puternici și lipsiți de ambiguitate. Charles Haddon Spurgeon a fost rugat la un moment dat, vedeți cât de veche e dezbaterea asta? A fost rugat să împace cele două poziții. Răspunsul lui a fost, nici n-aș încerca. Niciodată nu încerc să împac prietenii. Pentru că, până la urmă, asta ar trebui să pricepem. În Biblie, suveranitatea divină și responsabilitatea umană nu sunt dușmani, nici vecini ursuzi. Ele sunt prietene și lucrează împreună. Suveranitatea și responsabilitatea sunt prietene și lucrează împreună. Dumnezeu este absolut suveran în alegerea celor mântuiți, în timp ce omul este complet responsabil în primirea darului mântuirii. Și pentru că de obicei nu avem liniște în minte până când nu ne așezăm acolo într-un mod cât putem noi de logic un adevăr, haideți să facem o încercare de unificare a celor două într-o definiție. Alegerea, doctrina alegerii, alegerea este misteriosul act suveran al lui Dumnezeu prin care, înainte de creație, i-a ales pentru mântuire pe aceia care l-au ales pe Hristos, nu pe baza vreunui merit văzut mai dinainte în ei, ci numai datorită bunăvoinței sale suverane. Și această definiție scârție și ne putem bate pe ea. Dar nu ăsta e scopul ei. Scopul ei este să pricepem că le putem pune la oaltă. Să le îmbrățișăm pe ambele. Bun, să zicem că am înțeles câte ceva din cei doi poli, am văzut că este o tensiune, am văzut că este o dezbatere, am văzut că este o polarizare clară în urma dezbaterii și am văzut că este posibilă și o armonizare, o linie de mijloc. Întrebarea practică de final pentru noi este, bun, să zicem, am înțeles, dar ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Pentru că dezbaterea, tensiunea, polarizarea există. Și vedem pe oameni cum se mănâncă unul pe altul. Și vedem că au ajuns să se certe unul cu altul. Ce de făcut? E bine, în mod practic, trei lucruri putem face. Unu, ferește-te de certuri de vorbe. Ignoră provocările de felul acesta. Nu intra în dezbatere, oricum nu ajungi nicăieri cu ea, nu lămurești pe nimeni. Și asta nu spun eu. Îl vedem pe apostoli îndemnându-ne la așa ceva. De exemplu, în 2 Timotei 2, 23. Evită controversele nebunești și prostești, știind că le dau naștere la certuri. Evită-le! Tit 3, 9 și 10. Tot Pavel scrie. Dar de întrebările nebune, de înșiruirile de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la lege, ferește-te! Căci sunt nefolositoare și zadarnice. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit. Așa că, când ești prins, atras într-o astfel de dezbatere, evită-o, ferește-te. Nu te polariza, nu lua, nu intra într-o astfel de discuție, nu-ți folosește la nimic. Vei fi lovit din ambele părți. Doi, ce mai putem face? Mai putem face un lucru. Înțelege că polarizarea încrâncenată dă dovadă de aroganță. Polarizarea încrâncenată este hrănită de aroganță. Și când înțelegi asta, ești poate un pic mai atent să nu... Unii dintre noi suntem mai războinici așa și vrem să-l terminăm pe cel din fața noastră. Să ne impunem părerea, să noi știm. S-ar prea putea ca această încrâncenare de a avea dreptate să fie hrănită de aroganța personală. De unde zic asta? Iarăși Pavel ne-o spune în 1 Corinteni 1, 11 la 13. Ascultați. Căci frații mei,
am fost anunțat de către cei ai Chloei că între voi sunt certuri. Că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, iar eu sunt al lui Hristos, eu sunt al lui Calvin, eu sunt al lui Arminius. Și Pavel continuă cu această întrebare sfredelitoare. A fost Hristos împărțit? Și această întrebare, dacă te adâncești în ea, îți dai seama unde bate inima lui Pavel. A fost Hristos împărțit? Adică atâta aroganță din partea voastră? Stabiliți voi standardele învățăturii? Îl smulgeți pe Hristos dintr-o parte în alta? Îl dezmembrați voi pe Hristos? Îl coborâți pe Hristos la întrebările, la interpretările și preferințele voastre? A fost Hristos împărțit? Până unde merge aroganța voastră? Cum vă permiteți așa ceva? Și atunci, poate că pe lângă ferirea de certurile de vorbe, de nonsensuri, înțelegerea faptului că o încrâncenare puternică s-ar putea să fie hrănită de aroganța personală și poate învățăm să dăm un pas înapoi. Dar mai este un lucru practic pe care îl putem face când suntem atrași sau expuși unei astfel de dezbateri. 3. Fii și îngăduitor. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertați-vă unii pe alții. Dacă cineva are o plângere împotriva cuiva, spune Pavel în Coloseni 3:13. Adică nu eticheta omul doar după niște convingeri pe care le are? Nu-l trata după poziția pe care o apără, chiar dacă o face cu încrâncenare. Nu trebuie să fii de acord cu el ca să poți fi îngăduitor cu el. Omul este mai mult decât o convingere, este o persoană. Și vă mai spun ceva. Dă-i câțiva ani și cel mai probabil îi trece. Impetozitatea tinereții se reglează în timp. Chiar dacă nu schimbă poziția, își va atenua încrâncenarea că aceea produce certuri. Încrâncenarea. Eu am dreptate. Uite, scrie aici. Cât de nebun ești să nu înțelegi ce scrie aici. Fii și îngăduitor. Omul este mai mult decât o convingere, este o persoană. Îi va trece. Cu trecerea timpului te maturizezi, mai înveți lucruri, mai înțelegi, vine viața peste tine și multe lucruri ți le schimb și modul de gândire ți se schimbă. Așa că practic putem fi și îngăduitori cu cei care se luptă în gol unii cu alții. Ce e de făcut? Evită, ferește-te de cerurile de vorbe. Înțelege că încrâncenarea poate fi hrănită din aroganța ta personală. Și când dai de astfel de oameni, fii și îngăduitor cu ei. O să le treacă. Le vine minte la cap. Așa că, în concluzie, concluzia concluziilor, sunt mântuit pentru că eu l-am ales pe Dumnezeu sau pentru că El m-a ales pe mine? Răspunsul este da. Vă invit să plecați capul, să închideți ochii. Să rămâne un pic cu noi înșine acolo, pentru că, până la urmă, fiecare mesaj, fiecare predică, fiecare vorbire are ca scop schimbarea personală, transformarea personală. Până la urmă deschidem scripturile și ne uităm în ele și le citim și căutăm să le înțelegem ca să producă o schimbare în noi. Așa că, în fața subiectului de astăzi, cel mai bine este să ne recunoaștem limitarea și incapacitatea de a înțelege pe deplin cum se împacă lucrurile. Și plecând de la premiza că Scriptura este inspirată de Dumnezeu, să învățăm să acceptăm ambele poziții ca fiind adevărate, pentru că ambele pot fi demonstrate. Și când suntem atrași sau expuși unor astfel de dezbateri, este înțelept și benefic, inclusiv pentru sănătate, să te ferești
de astfel de certuri de vorbe. Să fii moderat, chiar dacă este periculos uneori. Să fii moderat, să nu-și lași aroganța personală să controleze discuția. Și când trebuie, fi și îngăduitor. Atâta poate în acel moment al vieții. Până la urmă, vrem să mergem acasă cu inima liniștită, acceptând armonizarea, nu polarizarea. Până la urmă, Hristos nu a fost împărțit. Și cine îndrăznește să o facă, își pune viața în pericol. Până la urmă, suntem chemați la armonie. La armonie lăuntrică și la armonie unii cu ceilalți. Ajută-ne, Doamne!